Pe aici. Ce se vede. Deci așa se prezintă el. Cutia. Dau mâna și jos. Și... Această cutie conține 6 benzi. Prețul este destul de, zic eu, piperat, dar se pune doar o bandă pe familie. Astfel se prezintă ea. Tai capetele cu forfeca. Apoi tăiem pe mijloc. Îi scoatem la iveală banda care are forma subplastelină. De fapt sunt niște minerale. Iată așa arată și o punem pe familie. Cam așa. Punem niște bețișoare. Pentru ca albina se poate să treacă peste ele, peste banda respectivă. Are un miros foarte plăcut de timon și mentă. Pun folia. Și pun hrănitorul. Fiindcă eu de acum dau sirop. Cam așa arată familia. Cu 6 rame de puie. Bine, deci, după ce ați văzut cum arată varostopul și ce folosesc eu după 2 luni de tratament cu varostop, le țin în continuu sub tratament, deci nu le las deloc fără tratament, mai ales în perioada asta. Cu asta vă las și voi vedea, vă voi arăta și roiul format. Adică am întreținut roii și bineînțeles și familiile am avut grijă cât am știut eu mai bine și totul doar din teorie. Aici văd un dăunător, o muscă. Această muscă este dăunătorul albinei. Iată cum arată ea. Această muscă are rolul de a poua pe albine și să formeze niște viermișori. Nu e musca aceea de casă, are niște pete albe pe spate. Și acesta este un dăunător al albinei. Bine, o să vă arăt și roișorul. Cu asta vă las, numai bine.